Am venit odată la mama mea. Așa cum am spus, la mama locuia cumnatul, fatul, cu sora mea, Vramia. Am venit. Abia l-așteptam seara să vină fatul citezeanu. Cum v-am spus, toată lumea aștepta. Vin americani, vin americani. Sigur, sigur începe război cu rușii. Și la postul de miliție, șef de post, era unul Ciop Romulus din Ardeal și vorbesc trei carte românește. Era un fel de maghiar românizat sau cum. Stricat românește. Ciop Romulus se numea, șef de post la milița Sucevița. Cumnatul mi-a dat ziarul și un fratea meu, Abraham, care era vis-a-vis de noi, a venit la mine să-i citesc eu din ziar și eu să-i comentez, să apli și la adevăr. M-am așezat pe pat cu picioarele jos, fratele lângă mine, Abraham, Vasile mi-a dat ziarul și s-a dus să ducă corespondența la post. Dar n-a spus că merge și la un vecin, Breleanu Vasile. Dar Breleanu nu mai era, era mort. Era o fată a lui care avea de undeva corespondență. Și s-a dus acolo să dea un plic, da, vis-a-vis. Ișea de pe poartă în dreapta, peste drum, stătea Breleanu Vasile, și în stânga, peste drum, postul de miliție. Și eu veneam acasă, mă urcam în pod, aveam un loc făcut, mă urcam pe o scândură și mă uitam la postul de miliție, cine între cine iasă. Dar intram și ieșeam prin șură, prin spate, pe perete, mi-am făcut eu niște scări și pe acolo ieșeam și pe ușă și în spate, în grădină, nu intram pe poartă niciodată. Și șeful de post nu a venit domnul factor. A intrat în casă. Dar eu am văzut, am vorbit cu Vasile. Vasile avea cizme cu natul. Băi, Vasile, ca să știu când vii tu și o să mă ascund, între din pe prisma casei, așa, în antreu sau în tindă, faci de două ori, dup, dup, cu cizmele, știu că ești tu. Și apoi intri, deschizi ușa și intri în casă. Na, s-a auzit ușa, portița, am auzit dup, dup, vine Vasile. Dar acela a fost șeful de post care a scuturat și cizmele. Așa, de noroi, de praf, de... Și eu pe pace te-am ziar. Cu barbă, cu plețe. Da, cumnată Vasile avea un băiat. Gheorghiță. Voi spune și cu Gheorghiță o poveste. Avea 2 ani. La poartă vorbește și șterz. Cum l-a văzut înaintea lui? Dar el a intrat. Domnul factor, nu venit. Eu când am văzut și șeful de post, doar atât am ridicat ziarul să nu-mi vadă fața. Și m-a făcut cu fratele Abraham și sucea încolo, a intrat în panică. Mi-a acoperit fața și să nu mă vadă. Știam ziarul. El a stat de vorbă cu băiatul de mână. Sora a intrat și ea. Dar cum? Că s-a ieșit acum, a spus că se duce la post. Nu venit. Sora iasă afară, lasă ușa deschisă, explică, băi Vasile, băi Vasile, strigă. A, e dus la post, domnul.
El a dus jos la post. Domnule Vasile, unde ai post? La Vasile Brilean. Bă, ți-ai spus că ți-ai duci la post. Uite, uite, uite. Nu aveam pregătit rucsac, mâncare, ceva, că aveam să plec. Noaptea asta s-o mâine noapte. Nimic. A scos calul din graj, pus la cărucioară și între aceea noapte am trecut prin Sucevița până la sora mea în capătul celălalt a Sucevițe. M-am dus acolo, în cască, șeful de post a observat ceva, dar s-a prefăcut că nu și am dus rădăuță și vine în cojoară casa și nu, uite, a fost cu fratele meu, Abraham, și cu celălalt frate. El poate prostii, nu, nu și nu. Dacă l-au văzut și l-au arestat. Dar nu a fost nicio problemă că șeful de post nu a observat cine citește ziar. Da. Având în vedere faptul că am pățit un năcaz la altă sora mea la Licherea, ea cu Abraham, cumnatul, tot Abraham ca și fratele, era singură, într-o căsuță separat. În casa cea mare din curte, stătea piciorul lor, Costan, cu soția și care avea trei copii, două fete și un băiat. Băiatul, tot de 2 ani, ca și Gheorghiță a lui Vasile. Îl lăsa Costan câteodată la mamă sa, la sora mea, și pleca încolo, încoace. Un ceașu, atât știa. Numele nu știa. Dar când venea cineva, eu pe ușă și treceam în cămară. Dar aveam geamă, vedeți-vă, toată curtea s-o treacă și aveam timp să ieși și pe geam, afară, dacă era noaptea. Și a venit o vecină, periculoasă, bărbatul era periculos. Băiatul o ia de mână și un cheș în cămară. Dar Abraham, un foarte deștept, știa bine italiana, a făcut armata la Austria și a fost prizonier în Italia când Austria a atacat Italia. La râul Piave a căzut prizonier. Mi-a spus tot. În sfârșit. Și Abraham bată-te chetele de copil. Uite cum nu uită Izofina se numea vecina. Izofina. Uite Izofina cum nu uită ăsta. Grigori a venit acum natal, era în casă, în sat. O, avea și ceva copil liber. O venit Grigori odată și ca să-l sperie pe spurcăciunea asta de copil, o intrat în camară și a luat o mască de cele de la Iros, de la Malancă, de la, care se facă de Crăciun, de anul nou, maschează oameni. A luat o mască și o pus pe obraș și l-a speriat. Și de atunci un cheaș în camară de Grigori. Așa au crezut, așa-ți copie. O zis așa, dar nu știu că e Gabriel. De pe urma asta, eu cu băiatul lui Vasile, cum NATO, nu i-am spus un cheașu, eu sunt Mâțu. La noi, la pisică, îi spune Mâț. Dar el avea mustață, eu. Dar el zice, Mâțul ăsta, nu, asta e pisulica. Eu sunt Mâțu, bărbatul lui pisulica. Și Mâțu. A venit tată, a venit Mâțu. Când veneam eu din pădure, veneam pe bine, bine, mă, lasă Mâțu. Odată a venit tot șeful de post, dar se schimbase. Acum era unul, am uitat cum se numea, se schimba, vezi. Și prostirii, parcă prostirii sau așa, că a fost un nemțean, unul prostirii, unul
uite acum, așa, a venit șeful de post, eu m-am băgat sub pat, la un pat înalt, m-am băgat acolo. Repede, că am văzut și n-aveam când să ies înaintea lui în antreu, de acolo stric în camera cealaltă, mi-a vedea. L-am văzut că bine, supat. Băiatul l-a luat de mână și mâncă supat. Dar pisica era prin casă. Dar șeful de post, nu, uite, mâncă, nu, nu, asta e pisica, mâncă supat. Șeful de post n-a înțeles. Știa că la noi, la pisică, spune mâț. Mâțul. Și după aceea nu m-am mai băgat sub pat, m-am temut că să nu văd adicol. Copiii nu știe să ascunde. Ce vede, așa spune. Am spus și asta, întâmplare cu cei doi copii nepoței mei, adică strănepoți, ți-am pățit eu, cu Gheorghiță, amândoi Gheorghiță, Gheorghița lui Costan și Gheorghița lui Vasile. Unul e în Suceava acum și acela lui Vasile a fost viceprimar în Suceava, e căsătorit în Suceava, iar acela e prin Suceava, al lui Costan, electrician. Trăiesc. Da, era de 2 ani atunci, amândoi de o seamă.